Dragi telespectatori, bine ați revenit la Noi să fim sănătoși. Sunt Răzvan Trașcu și am alături de mine ca invitat astăzi pe doamna profesor dr. Monica Pop, vis-a-vis de care discutăm despre lumea văzută prin ochii copiilor și ce putem face pentru ca ai noștri copii să aibă niște ochi frumoși și mai ales sănătoși. Discutam despre diversele probleme de vedere pe care le pot avea copiii și la un moment dat reiteraseți importanța ochelarilor și a purtatului de ochelari. În momentul în care vorbim despre un copil care are o problemă de ochelari și s-au pus ochelarii, este sau nu este o practică corectă ceea ce fac câteodată unii părinți și anume să lase copilul să poarte ochelarii doar când se uită la televizor sau doar când se joacă? Ochelarii se poartă tot timpul sau doar în anumite momente? Deci până la vârsta de 40 de ani, ochelarul se numește permanent și se poartă permanent. Permanent înseamnă că acel copil și tânăr și adult va purta ochelarii absolut tot timpul, în afara orelor de somn și a băii, bineînțeles. Deci, sigur că nu o să poartă ochelari la duș, dar în orice caz, în permanență. Acesta este un aspect și este foarte important lucrul acesta. Greșesc foarte tare părinții care scot ochelarii copiilor și vreau să fac aici o... Deși poate că nu este subiectul discuției de astăzi, dar vreau să știți că sunt foarte mulți părinți care fac o gafă monumentală după operația de strabism. Vreau să știți așa că strabismul e generat de otuloare de refracție, deci un viciu de refracție. Iar intervenția chirurgicală atunci când trebuie, pentru că întâi trebuie reducată vederea și când ajung ochii să vadă la fel cu ochelari, dacă strabismul e mare, trebuie operat. Bun, vreau să vă spun că operația nu face decât pune ochii la loc, dar nu face nimic altceva. Viciul de refracție, deci motivul pentru care a apărut strabismul e acolo. Și dacă nu corectăm acest motiv cu ochelari, strabismul revine și e nenorocire de-abia atunci. Deci sunt foarte mulți părinți care văzând copilul că e frumos pentru că are aspect normal și deja s-au așezat ochii paralel și totul e în regulă, scot ochelarii. Și după 2 ani se trezesc că copilul are același strabism pe care l-a avut înainte și se mai face cu mare dificultate și a doua intervenție chirurgicală, după care lucrurile se transformă în a fi foarte grave și de foarte multe ori sunt copii care ajung la o anumită vârstă au tulburări de comportament pentru că ei spun părinților de ce te-ai luat după unul de 5 ani sau după de 7 ani, că n-avea minte atunci și de ce nu m-ai obligat să port. Vă dați seama pentru o domnișoară de 13-14 ani sau pentru un băiat de vârstă asta ce înseamnă să fie strabic când ar fi putut să nu fie așa. Deci sub nicio formă, vă spun, operația rezolvă problema estetică și punct. Dar viciul de refracție e acolo și ochelarii trebuie să se poarte toată viața. Și, mă rog, probabil că o să discutăm când o să avem timp și despre operațiile de înlăturare a viciilor de refracție, care sunt operații, cum să vă spun... Chiar mi-ați anticipat întrebarea. Voiam să vă întreb dacă este sau nu recomandat în cazul tânărului, în cazul copilului, să se facă aceste operații. Tot vin părinții la mine la cabinet și mă întreabă: doctore, am auzit că se face operație cu laser, pot să duc copilul, că uite, e scapă de ochelari. Deci, domnule doctor, vreau să vă spun un lucru, să le spun tuturor. Eu am un blog, se numește monicapop.ro. Am scris acolo niște mici articolașe pentru oamenii care n-au pregătire medicală. Adică toate patologiile, nu știu dacă mi-a scăpat ceva, cataracta congenitală, n-am avut timp, încă timp, dar o să fac și aia. Deci sunt scurte. O să vadă acolo și asta. Este o întrebare foarte bună și extrem de pertinentă pentru că, din păcate, lucrurile au scăpat puțin de sub control. În ce sens? Aceste operații se fac numai în mediul privat, cu bani foarte mulți. Pentru români, 5-600 de euro pentru noi e foarte mult și aceste intervenții se pot face numai pe anumiți ochi. Îmi pare rău să spun, sunt și oftalmologi care dispun de aparatul respectiv, care e un aparat extrem de costisitor și se bucură să facă intervenția și să ia banii pacientului fără să-i spună că nu se preta ochiul respectiv la această intervenție chirurgicală, că pot să apară complicații și că nu e bine de făcut. Din acest motiv, eu am încredere doar în 2 sau 3 clinici, deși cred că sunt câteva zeci, care practică această intervenție. De ce? Pentru că intervenția trebuie să respecte niște condiții și anume. Intervenția poate face exclusiv după vârsta de 20 de ani, deci niciodată mai repede. Odată. Deci după vârsta de 20 de ani. Al doilea lucru, extrem de important, la 1008, de exemplu, cum sunteți dumneavoastră, trebuie ca în ultimii 2 ani miopia să nu fi progresat, pentru că dacă a progresat, ce am rezolvat? Nu contează care ochelar de minus 3 sau minus 1. Se intervine pe o situație care este, bine, de fapt în dinamică, nu este stabilă și... Ca să nu mai discutăm de faptul că riscăm,
Pentru că eu întotdeauna am fost pentru ideea de a nu face o intervenție atunci când nu e cazul. Deci sigur că dacă nu are apendicită, nu se lasă moară și trebuie făcut. Dar operația estetică, și aia, mă rog, depinde. Însă atunci când este un risc, și mai ales ocular. Deci eu cred că, nu știu, în afară de viață, fără ochi, nu știu cum se poate trăi, este îngrozitor să nu vadă. Și mai ales cineva care a văzut să piardă vederea pentru o operație din asta. Doamne ferește! De asta trebuie să fie extrem de pertinent cel care o face și să spună dacă nu se poate. Deci, o condiție, după 20 de ani. A doua, dacă e vorba de miopie, să fii stagnat de 2 ani. Al treilea lucru, este o structură corneană specifică care poate permite sau nu intervenția și dacă se face pe o cornee care nu corespunde, acel pacient poate să rămână fără vedere. Și din păcate tratăm și acum avem un coleg, un medic care s-a operat așa și operația este total nereușită și a fost pe cale să piardă un ochi. Deci pentru așa ceva, problema este foarte, 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 foarte serioasă. Doctorul serios îi spune pacientului nu. Și dacă a spus nu, apoi nu rămâne, în sensul că acel ochi nu se pretează. Și mai este o condiție ca ochiul acela să nu fi făcut niciodată, sau în orice caz foarte, foarte rar, iritații, respectiv conjunctivite, blefarite, deci ochii care fac iritații de genul ăsta nu vor merge bine și nu trebuie făcut. Și vreau să vă mai spun un lucru. Sigur că nu o să fie de acord colegii mei oftalmologi care practică această intervenție. Vă spun încă o dată, din păcate am încredere doar în foarte puțini, dar când vor vedea un oftalmolog că și-a făcut operația, atunci să-și facă și alții. Eu n-am văzut până acum nici unul. Și chiar am participat la un congres acum recent și am spus colegilor, ați văzut vreun oftalmolog care și-a făcut operația asta? Nici unul până acum. Sau cel puțin după știința noastră nu. E, când o să vedeți un oftalmolog care și-a făcut, atunci să aibă curaj să facă și alții. Sigur, sunt și operații reușite, fără doar și poate. Dar vă spun, atunci când medicul a respectat foarte serios aceste condiții și vă repet, la copii puteți să le spuneți clar că sub 20 de ani nici nu se poate pune în discuție vreo intervenție care să șteargă adică purtarea de ochelari. O altă întrebare cu care mă întâlnesc frecvent când vine vorba despre copii și despre problemele de vedere. Ok, există lentile de contact. Sunt nu sau copii. Nu recomandate în cazul copiilor? Lentilele de contact s-au inventat foarte precis pentru anizometropii, deci pentru diferențele de refracție între cei doi ochi. Pentru asta și nu pentru a nu purta ochelari. Dar vreau să știți că la ochelari, omul nu suportă diferență mai mare de 3 dioptrii între cei doi ochi. Deci nu poți să dai, dacă un adult are nimic la un ochi și la celălalt are minus 5, nu poți să dai așa ceva pentru că omul nu suportă. Deci diferența maximă suportată de 3,5 rar, dar maxim. Pe când la lentile de contact, pentru că ea respectă anatomia, deci o pui direct pe globul ocular, acolo poți să dai oricât. Deci un om care avea nici nimic la un ochi și minus 10 la celălalt, putea foarte bine să poarte la ochiul acela nimica și la celălalt o lentilă de contact de minus 10 și să fie în regulă. Ăsta e motivul pentru care s-a inventat. Al doilea motiv pentru care s-a inventat este și lentila de contact și cristalinul artificial. După operația de cataractă, dacă nu pui cristalin artificial, trebuia pus o lentilă de plus 10 la distanță, plus 14 la aproape. Greu. Și atunci erau situații în care există cataractă unilaterală, traumatică sau congenitală sau așa și trebuia ceva înlocuit pentru că, vă spun, la ochelari nu se poate. Astea sunt motivele pentru care s-au inventat lentile de contact. Sigur că sunt de acord să poarte. Deci, din start, lentila de contact este un tratament, dacă vreți să spunem așa, extrem de inteligent, dar care necesită foarte, 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 foarte multă atenție. Și nu vreau să știți ce complicații grave pot da lentile de contact când se folosesc așa cum nu trebuie. Deci nu copilul care se murdărește pe mâini și pune mânuțele la ochi sau știu eu, trebuie o igienă deosebită și a mâinilor și a mediului și igiena lentilei respective, așa cum scrie în prospect. Sunt lentile care se poartă zi și noapte, sunt lentile care se scot seara, sunt tot felul de... Dar, încă o dată vă spun, cornea să permită și mai există o problemă. Ele trebuie purtate atunci când trebuie și atunci când, într-adevăr, au indicație de la medicul oftalmolog care nu trebuie să facă exces de zel. Nu dai lentile de contact pentru minus 1, niciodată. Ăsta este un aspect. Și în al doilea rând, ce trebuie să știe și ei și dumneavoastră care purtați lentile de contact, că la primul semn că ar putea fi o problemă, trebuie mers imediat, scoasă lentila și mers la oftalmolog. Ce înseamnă primul semn? Lăcrimare, înroșire, senzație de corp străin. Nu mai vorbesc de clipit des sau nici nu vreau să mă gândesc. Dar în momentul în care apare, vă spun, o lăcrimare, care n-avea ce să caute acolo, nu că a plâns cineva și lăcrimează, e normal, dar în momentul în care apare o lăcrimare, o senzație
de disconfort. Repede la oftalmolog, pentru că vă spun încă o dată, complicațiile lor sunt foarte grave, nu sunt foarte frecvente. Dar vreau să vă spun și am spus tuturor că în urmă cu vreo 2 ani sau ceva așa, a trebuit să scoatem un ochi unei profesoare din Moldova, care, din Moldova noastră, care a pus o lentilă de contact pe minus 1. De asta spun. Și avea o endoftalmită, deci deja era o infecție cu o cantitate mare de puroi în interiorul ochiului și care n-a putut fi salvat cu niciun fel de metodă și are proteză oculară pentru un nimic, pentru un ochi perfect și bun. De-aia vă spun că trebuie foarte mare grijă. Cu lentile de contact cosmetice nu sunt de acord și sigur că sunt tot felul de vedete care și-au făcut. Eu, pe mine mă doare capul de câte vedete am tratat pentru așa ceva și ei știu foarte bine și de-aia trebuie foarte multă grijă. Adică și ei și oricine poartă. Să aibă foarte mare grijă la igienă, să nu cumva să pună mâna. Să știți că, de exemplu, o persoană, bine, să sper că nici nu se pune problema ca un om care poartă lentile de contact să meargă la toaletă să nu se spele pe mâini și cred că nimeni nu merge la toaletă fără să se spele pe mâini, dar din păcate se mai întâmplă și o atingere din asta poate să nască o catastrofă. Deci nu, Doamne ferește. Și vreau să vă mai spun un lucru. Gesturile omului sunt reflexe. Deci nu stă nimeni să-și controleze mâinile în fiecare secundă. La mâncat puțin se scarpe. E normal lucrul ăsta. În momentul în care mâna este murdară și ochiul lui e mai sensibil, poate prinde orice fel sau îl prinde cu imunitate mai scăzută. Știm bine că imunitatea scăzută e la ordinea zilei, toată lumea are. Stres, nedormit cât trebuie, nu proteine cât trebuie, se întâmplă. Se poate întâmpla o catastrofă, deci mare, mare grijă. Cu mare grijă și la copii, cât mai puțin. Și o ultimă întrebare, poate foarte importantă în cazul copiilor. Copiii sunt întotdeauna mai șturlubatici și de fiecare dată se mai întâmplă diverse accidente. Cum vă povesteam, acum ceva vreme am fost sunat chiar de către un prieten ai cărui nepoței au avut un mic accident. Ce facem în cazul în care copilul are un accident la nivelul ochiului? Nu e mic accidentul de care ați vorbit, e un accident important și a avut noroc copilul acela. În situația de care povesteam noi, ca să povestim și pentru telespectatori, a fost vorba despre un accident care a implicat ajungerea unei cantități de... Deci o arsură de corneoconjunctivală cu var. Cu o arsură la nivelul ochiului. Dar să luăm, de exemplu, accidentele mai mici, mai frecvente, un fir de nisip sau domnule doctor, corp străin. Eu lucrez într-un spital de urgențe oftalmologice. Nu puteți să știți ce înseamnă leziuni la copii și nu numai. Dar vă dau un simplu exemplu. În urmă, cu puțin timp, a venit la noi o fetiță, 2 ani și ceva, a cărei bunică a scăpat lângă pat o cană. Deci un lucru absolut banal. Din cana aceea a sărit un ciob și a tăiat fetiței ochi în două. Un ciob nenorocit, un accident care, la care nici nu te poți aștepta, nici nu poți să te gândești că se poate întâmpla. Bunica era nebunită și n-avem nicio vină că s-a răsturnat o cană și a căzut și s-a spart. De-aia vă spun, accidentele sunt foarte multe. În primul rând și în primul rând copiii trebuie învățați să aibă grijă. E, cum să vă spun, sigur că nu te lăsăm la îndemâna copiilor. Avem foarte mulți copii tăiați cu foarfeci, tăiați cu cuțite, tăiați cu bricege, cu ce vreți, cu jucării din metal. Deci primul gest este să nu lăsăm la îndemâna copiilor obiecte care ar putea să le facă rău la ochi. Pe urmă, nu lăsăm copiii să împuște sau să tragă. Știți că au niște obiceiuri și ce urgențe vedem nici nu vă puteți imagina. De exemplu, trag copraștie cu corcodușe. Nenorocire, este ca la pistolul cu bile, deci sunt ochi scoși pentru asta, sau nu mai vorbim de invizibile, deci știți că trăgeau cu praștia cu ace îndoite, își făceau cornete cu orez și așa mai departe, sau cu ace, deci lucrurile astea nici nu le mai discutăm. În general trebuie avut grijă și spus copilului să aibă grijă, nu mai discutăm de faptul că au fost copii care au găsit seringi, chiar dacă în sterile și s-au înțepat în ochi. Sunt lucruri pe care, cum să vă spun, e greu să le crezi în momentul în care nu vezi așa ceva. Noi care vedem tot timpul lucruri de genul acesta, incredibile. Sigur că și cu pietre și cu... Am văzut copil cu săgeată în ochi. A venit cu săgeată în ochi. Cu o săgeată mică, dar oricum. Deci nu lași lucruri de genul ăsta la îndemâna copiilor, pentru că se pot întâmpla accidente foarte importante și chiar și unul simplu. S-a înroșit un ochișor. Merge la medicul oftalmolog, nu merge nimeni la farmacist să-i ceară, pentru că, vă dau un simplu exemplu. Este o epidemie de ani, de zile, de herpes ocular. Lucru pe care noi, la începutul carierei, le vedeam odată la nu știu câtă vreme, acum vedem zilnic câțiva. Tineri, copii și adulți. Deci toate vârstele și toate sexele. Deci nu e niciun fel de predominanță undeva. Simptomele sunt aceleași. De exemplu, începe ochiul să lăcrimeze, este roșu, senzația de corp străin, asta așa începe. Ești tentat să crezi că e o conjunctivită. Poți crede, deși nu astea sunt simptomele, dar farmacistul nu știe. Merge un astfel de om la farmacie și farmacistul îi dă un colir cu
antibiotic l-a terminat. Acolo trebuie antiviral ceva. Deci, de asta vă spun, oftalmologul pune diagnosticul și nu omul. Și nu farmacistul niciodată, pentru că nu știe. El cu toată bunăvoința, dar sigur că el dă un colir scump, că asta are interes, fără să știe că îi face foarte rău. Deci, automedicația. Și pentru că m-ați întrebat la început, eu vreau să spun numai ce e interzis categoric în oftalmologie. Orice ceaiuri, niciodată. Deci ceai de mușețel, ceai de gălbenele, ceai de nu știu ce, pot să ducă la catastrofă, să fie clar lucrul ăsta. Orice unguente altele decât pentru ochi și unguentele nu se folosesc în conjunctivite niciodată, deci nu punem unguent în conjunctivite niciodată, nu comprese. Compresa întreține o atmosferă caldă și umedă acolo, perfectă pentru proliferare bacteriană. Deci nu. Astea sunt lucruri care nu sunt... e obligatoriu de nefolosit în oftalmologie niciodată și încă o dată toată patologia sau orice patologie trebuie prezentată medicului oftalmolog pentru că e singurul care poate să pună un diagnostic corect și vă spun încă o dată, e foarte greu de reparat o greșeală pe care a făcut-o pacientul respectiv cu el însuși sau un medic care nu s-a priceput și care a sfătuit sau un farmacist care a sfătuit să facă altceva decât ar fi trebuit și se poate ajunge la pierderea vederii pentru asta. Deci, dragi telespectatori, iată, am aflat astăzi că nicio vârstă nu este prea mică pentru a ajunge la medicul oftalmolog. Ba chiar doamna profesor Monica Pop ne-a sfătuit să reușim să facem în așa fel încât copiii noștri încă din grădiniță să beneficieze de un joc, de un consult alături de medicul oftalmolog. Ochii sunt foarte importanți pentru noi toți. Datorită ochilor putem să ne vedem, puteți să ne urmăriți. Datorită ochilor percepem 95% din informația pe care o avem despre mediul înconjurător. Vă așteptăm cu sugestii și întrebări pe pagina noastră de Facebook la... Ne vedem în fiecare zi, de luni până vineri, la emisiunea noastră medicală. Până data viitoare, noi să fim sănătoși!